Papers, Please. Doamnelor și doamnelor, bine v-am regăsit la un nou episod. Numele meu este Irafaelos, desigur. Suntem înapoi pe Papers, Please. La documente aici, la graniță, la vamă, la ce vrei să-i spuneți. Ieri, cred că nu am pus niciun episod, dacă țin minte corect. Am luat o mică pauză, mai luăm din când în când. Avem ultima salvare, 4 oameni în familie. Avem banul gros, 90 de credite și ne continuăm aventura, ok? În episodul anterior, parcă a trecut un tip din Colechia cu o bombă. Nu mai țin minte exact. Avem top level Colechian exposed, this is the Arstotzkan spy. Deci avem un spion în Arstotzka, care este Colechian. Interesant. Deci tipii ăștia din Colechia, se pare că e ceva cu ei. Ceva este an neregulă, 1 decembrie, vine Moș Crăciun, ușor, ușor, vine... iarna, băieți. Ok. Da. Bine, nu și la noi, că la noi vine vara și vin 40 de grade. Am văzut chiar la București. Săptămâna asta vor fi sau ceva de genul. Ok, inspectore. Un agent sub acoperire, ok, al ministrului de Ministerului de Informații, cred, a fost compromis. Has offered its services as Lyson. Habar n-am, expect a possible drop. Deci vine cineva astăzi pe la noi și nu e Moș Crăciun. Ok. Basic rules, diplomats require authorization. Ia! Nelule, ce faci, bă? Tu ești spionul? Ăsta e spionul, ești nebun? Ce? Nu! Ok. Eu sunt un paznic aici și pe mine mă cheamă Nelu. Mi-au zis că primesc o poziție bună și m-au trimis aici, că primești un loc bun de muncă. Așa. Now they pay me almost nothing. Hopa, nu-l plătesc destul de bine. Și eu zic, păi ei ne plătesc cu toții, ne plătesc pe toți bine. Da, da, fii atent. Eu primesc un mic bonus când tu arestezi oamenii, detain, îi trimiți la celulă, cum s-ar spune. Și cu cât îi trimite mult la celulă, cu atât împărțim banii. Primește și mai mulți bani și îmi lasă și mie, îmi dă $5. Interesant, din bonusul pe care îl face. Deci suntem pe mână cu Nelu, să-i trimitem la Bulău și pac, pac, facem amândoi bani. Am înțeles ideea. Bă, l-au țepit pe Nelu, că i-au zis că l-angajez aici la un post bun și acum nu-l plătesc nimic. Săracul bărbat. Odată... am lăsat un criminal să intre, arăta pe pagina asta a doua că era criminal și eu l-am lăsat să intre, dar nu ne-a dat amendă. Deci asta este. No weapons or contraband, diplomatic require authorization, ok. Workers must have a work pass, să țin minte că nu mai știu ce trebuie să fac. Foreigners require an entry permit. Hai să vedem ce e ăsta, este din Antegria și un diplomat el. Dar iar avem aceeași problemă ca la episodul anterior, el e femeie. Bă, știu că este în 2021, dar... e un pic controversată situația. Tu ești o femeie? Exact cum spune în documente. Ia să vedem noi ce fel de femeie ești tu. Acum noi ne uităm aici la Antegria. Sant Marmero. Scrie bine. Jesus Christ. Da. Asta este, ce să mai facem. Ia zic. O cheamă. Pe săraca doamna. Așa, 83 suntem bine, Arstotzka suntem bine, nici nu știu unde să mă mai uit. Și așteptam pila asta, bă, ești bine, tată, n-am ce să-ți mai zic, cause no trouble. Dacă tu vrei să fii femeie, ești femeie, că suntem în 2021, chiar dacă în joc suntem în 80. Ăsta e diplomatul. Nu e, bă. De ce ne vizitezi? Muncă. Zic cât stai, câteva săptămâni. Interesant, hai să verificăm codul, hai să verificăm numele, îl cheamă Kaj. 84 e bine, Vedor din Colechia este bine, Vedor, e bărbățel, ăsta am verificat, 82, 12, 12 e bine. După aia trecem aici, până la 83 e bine, agricultură și Taj Mahal îl cheamă, bă, pare ok, sincer, nu știu, am pila asta, poate... nu știu, hai să vedem, ne-a țăpit sau nu. În ori ștampila te poate păcăli. Incorrect visit duration response. Ce zice? N-am mult timp, trebuie să ții astea. Păstrează-ne în siguranță, sunt urmărită de un impostor. Among us, tu ești. They pretend to be from the Ministry of Information, but it is a lie. Că
Tipul ăsta care urmărește pe ea se dă drept ministrul așa de la informații și este o minciună. Dacă îți cer documentele, give these instead. Vrea să-i le dau pe-astea. Ok. Nu mai știu ce scrie pe foaia aici. The Ministry of Investigation offered as a... Yeah, I expect a possible drop later today. Ministry of Information has been compromised. Ok, deci trebuie să-i dau plicul. Acum m-a păcălit aia pe mine? Nu cred că m-a păcălit. Ok, interesant. Așa, Est Gresinar Stoțca. Ok, citizens must have an ID card și cam asta este tot. Ai, 52 de chile, avem chilele, avem înălțimea, avem aici, burn, ton. Este bine, Est Grestin din Arstotzka este bine, da. Femeia 82, ah, shit. Trebuia să mă imprim o oră la dată. Cam a țăpit, what are you talking about? What are you talking about? Păi și nu poți să-i dau detain? Asta este. Dacă expiră documentul, de fapt nu poți să-i dau detain, decât dacă e falsificat. Interesant, desigur. De asemenea, dacă se mai duce la episod, like, tata. Transitul Arstotzka, duration of stay. I remain just for... așa. Bun. Băi, eu nu mai știu cui trebuie să-i dau asta. Aia e întrebarea. Da, mă rog. ID card. Stai, mă, că tu nu ești. Tu ești... Stai un pic, all documents and must have a passport, entry permit, nu-l ai? Vrei să mă țăpești aici? Nu am putut să iau unul, atunci hai, lasă-ne. Frumos, ne facem treaba, deci cred că de data asta nu vreau să mai lucrez cu Ezic. Vreau direct să... hai să-l... Să lucrez pentru guvern. Papers, please. Papers? Actele, băi! I am from the Ministry of Information, you have something to give us. Yeah. Mă, acum eu nu știu ce trebuie să te zice că un agent undercover of the Ministry of Information has been compromised. Deci a fost compromis agentul ăsta. The Ministry of Admission has offered its services as a liaison, nu știu ce înseamnă, expect a possible drop. Deci asta e de la guvern, așa că oftim, tată, perfect. Nu știu ce ți-am dat acolo, o bombă, habar n-am. Asta este. Să rămână. Your trip. I'm migrating to Arstotzka. Ok, dacă vii pentru totdeauna, doamna Nikita, sigur, 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 Ștampilescu, mă pare regulă Ștampilescu, sincer, tu ești bostan așa din Republia, imediat verifi, bostan, da, 83, bă, pare în regulă. Dacă vă întrebați unde mă uit, am o foaie aici, cu toate... Cu toate țările astea scrise, că trebuie să mă duc la fiecare țară în parte. Așa e mai rapid să mă uit la district. Da, să românușițele 63, 179, pare că e în ana regulă, date of birth, când v-ați născut, 84 e bine la data aici. Hopa, hai să interogăm un pic numele. Numele meu s-a schimbat recent. Ok, 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 n-am zis nimic, n-am zis nimic, mamita. Hai să vedem, nu ești tampiluța asta aici? Da, bă, dar stai un pic. Deci are no known alias. Ok. Și numele ăsta... Aici așa... Dar eu nu înțeleg. Că i-ar trebui... I-ar trebui să-i apară aici alias, nu? Eu așa zic. Eu așa zic, băieți. Am înțeles că și-a schimbat numele. Dar adică... nu sunt 100% sigur exact cum ar trebui să procedez. Nu știu. Cred că a fost bine. Trebuia să aibă alias numele vechi. Știi ce zic? Mai, fii atent la cap de pepene. Am venit să muncesc. Ia zi-mă, tătis, cât... A full year. Iulian. Iulian Mocanu. Ok? Domnule Iulian Mocanu. Înțeles, înțeles. Vă salutăm de aici din România. Iulian Mocanu, agricultură, în 84, odată. Stai să vedem dacă ne face Iulian Mocanu, că ăștia românii sunt mai așa, mai... Mă înțelegi ce zic? Mai șauri. Așa, ia zi-mă, domnule Iulian. Hai să te dăm și pătălic așa. Work one year, 82-12. Aha, Ștampilescu, ok. Outer gross din Antegria.
Bărbățescu, băi, Iulian, ești bine, n-am ce să-ți mai zic. Să nu cauzezi belele, că ne dau ăștia afară. N-am fost bine, Iulian. Mă, dar și pe mine mă cheamă Iulian, de unde știai? Ok, familia e bine, nevasta e bine, copilul e bine, unchiul este bine și mama soacră este bine. Super! Tata socru unde-o fi? Nu se știe. Colechia cleans house. Attack its own. Și că se atacă singur colechia. Aha, blamed on faulty evidence. Deci, și că dovezile au fost proaste. Cred că dovezile se referă la plicul pe care l-am dat noi. Le-am dat plicul greșit alora. Ce cred că s-a întâmplat e că agentul ăla care zicea el că e de la Ministry of Information era de fapt un tip din colechia. Știi? Și i-am dat documentele false și acum se atacă între ăștia în colechia că le-am dat documentele false. Adică, mă înțelegi ce zic? El n-a știut că noi știm că el din colechia. El a crezut că vine șeful. Trească șeful mare. Inspectore. The Divisional Authority of East. Deci, ca o divizia cu autoritate din estul Grestin va face o vizită astăzi. Comportă-te ca la carte. E ca atunci la școală când vine directoarea sau directorul la tine la clasă. Da, doamna directoare, să trăiți. O sal. Deci, nu ne salutăm, ești nebun. Tu ești inspector aici. Da, să trăiți. Asta înseamnă că tu ești responsabilitatea mea. Ai primit 7 citații. Perhaps it was a mistake to rely on lottery. Se pare că a fost o greșeală să ne bazăm pe loterie. Poftim asta ca să te motiveze, agați-o pe perete. Mă întorc în 10 zile, nu mă fă de râs. Gloritor Stoțcă. Ok. Să trăiască șeful mare. Hai că punem aici așa. Pe perete. E supărat șeful, că am avut 7 citații, 7 greșeli. Băi, eu încerc acum, ce să mai... Și a zis că a fost o greșeală, că a ales gen... Că jobul nostru a fost câștigat la loterie. Ne-am înscris mai mult și s-a ales așa la... întâmplare, știi? Și a zis că a fost o greșeală, că avea niște greșeli noi acolo, citații. În fine. Ia zi, Ilena Cosânzeana, nu zici nimic, a? Arstoțca, hai să vedem, 61 de chile, ești bine-s. Ești bine-s. La nume, ești bine-s. La data de naștere, ești bine-s. Est Grestin din Arstoțca, deja știm că e bine. Și aici, was Enfield. Was Enfield. Da, mă, e bine. Da. Uite, vezi, eu în mod normal trebuia să mă duc aici. Trebuia să mă duc aici și să mă uit așa, știi? Nu mai stând de astea, că ne ceartă șeful, auzi? A venit cu mașina aia, a venit cu S-class-ul la noi. Uite-l pe ăsta cât aia e. A, naiba, cât anamila de om. Papers, please. Frățiorul, dă-și tu buletinul ăla, că ne facem de râs și iar mă ceartă șeful. Scoate-și tu buletinul ăla la iveală, că ne rupe pe picior șeful. Eu l-am aici. Da. Hai să vedem pe cap de PPN. Arstoțca, Burnton. Deci Burnton deja îl știu pe de rost. Nu mai verificăm nimic. 20 de chile. Ești bine zrău. 1.74 cu 90 de chile e cam plinuț. Ok, 84 bărbate zgresin. Bă, te-am pupat pe portofel. Hai să... Gloritor Arstoțca. Ia. Aolea, mamaie. Așa. Suntem vizite la prieteni. Și cât stai? 14 zile. Păi mamaie, dă și tu entry permit-ul ăla că ne rupe șeful pe picior. Am nevoie de unul? Hai, pleacă repede până nu vin băieții să te bastărcească pe spinare. Nu, eu nu plec. Vezi la mamaie, ești nebun, nu vrea să plece. Nelule, ia vină-mă încoa. Vină-mă încoa să o bastărcești un pic pe mamaia. Eu refuz. Proștilor, nu mă atingeți! Voi exploda ca un tigru! Am orice drept să intru în Arstoțca! Crezi că aș glumesc? Ce a zis, mă? Un tigru nu glumește, lasă-mă să trec! Eu uite-l-o tot încărcat pe mamaie! Aoleu, să vezi ce masaj îi fac ăștia lui mamaia aici sus! Că e pe statul comunism aici, îi dă bum 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 câteva și când pleacă... Nina are voie să-i spună ce s-a întâmplat, zice că a căzut pe scări. Ok, niște muncă, jumătate. Vezi tu, Alberta. Alberta, te comporți frumos, că dacă nu ne elud aici, imediat ea încărcă și te duce sus. Deci, hai să ne comportăm frumos. Deci, muncă 6 luni, ok, 82-12 e bine. Alberta n-are niciun stres. Codul e și el bun. Muncă odată. Uneori o să ne păcălească cu ștampila asta aici. Ascultați-mă pe mine ce vă zic.
Așa. Alberta, sport face Alberta. Nu prea are față de sport. Sincer să fiu cu voi, nu vreau să fiu răutăcios. Les Renadi din Republia. Les Renadi, zic pe litere că după aia poate mă țăpește, că uneori mai schimbă câte o literă. Hai că ești bine, du-te și fă sport în Arstosca. Hai următorul. What the fuck? Invalid name? Cum e invalid name? Am verificat prost? Jesus, mă rupe șeful pe picior. Aoleu. Mă rupe pe picior. Visit for 12 weeks. Mă rupe șeful pe picior. Opa. Gajic. E gajic. Asta este. N-am verificat mai eu numele din aur, adică what? 82-12, așa, 84, e bine, San Marmero, Antegria, Feme, hai next, că ne grăbim. Cause no trouble. Bun. Ia uite-l poezic al nostru. Agenții sunt pregătiți, încep de mâine. Lasă-i să treacă. Nu putem, nu cred că o să lăsăm să treacă, adică nu ne complicăm cu ezic. Sincer, ne complicăm cu ezic. Diplomați așa. Oh, salut, Georgi. Hai că... Ia uite-l pe ăsta ce cap are aici, nea, bun. Mamă, să vezi și să distrează Nelul cu tine. Te rupe pe picior. Poza ta nu prea e. M-am operat. Te-ai operat? Te-ai operat? Te-ai operat la sub braț, unde te-ai operat? Now I have ink everywhere. Am cerneală peste tot. Da, mă, te potrivești. N-am ce să zic. Ștampila este în regulă. Și verificăm aici, numele e bine. Bă, s-a operat nebunul, i-a scos ochii, cine i-a făcut? Wow, date of birth o dată, 78 de kg, 1.74 o dată, Wozenfield, așa, da, este bun într-adevăr, East Grassin este bine, 83, bă, tu ești bine, adică nu prea am ce să-ți fac eu, tălică. Loritoar Stoțca. Da, ai fost bine, n-am de ce să te păcălesc. Uite-l pe mustață, mustaș. Sunt în vizită, cât timp? O lună, hai să începem cu codurile. O dată, 82-12. O dată. Hai sal, bărbat, merge Rose din Obristanos. Bum, merge Rose 83, da mă, tu pari așa bine, n-am? Băia bine, știi cum se zice. Ooo, i-a văzut pe bărbiță. E în tranzit. 2 săptămâni. Stai că asta nu ne trebuie. Hai să vedem aici, deci. Începem cu codulețul odată, începem cu numele odată, Ștampilescu odată, Patrick din SpongeBob odată, Enchio din Impor odată, e bine. Hai repede, ultimul, pe ziua de azi. Ultimul repede la țăcălie. Ia vezi ochelarii. Axinte. Am un job acolo. 2 luni. Păi vrei să mă fentezi sau care ești pârla? Că dacă ai un job trebuie să ne dai documentul ăsta. Work pass. Aici este. Ok, hai să vedem. Until... e expirat, mă, cu metre. Cu metre, de-aia nu mi l-ai dat că era expirat? I am planning to renew it. Hai, salve, și nebun! Hai, salve! Ați văzut ce țeapă voia să-mi dea? Bă, dar la fix mai încăpea unul. Loritor Stuțca. Da, mă, suntem bine, avem mulți bani, ne lăfăim în mâncare, în toate astea. Deci chiar suntem bine, ascultați-mă. Theft at Ministry of Admission. Limited effects, few items stolen. La Ministerul de Admisie, ci că au fost... Pam, să știți vreau. Ok, Antegria domestic spying exposed. Ci că în Antegria se cam spionează, whistleblower on the run. Ci că a fugit ăla pe care l-au depisat de că ar fi spionat sau... Ia uzei, tata ce fac? Și hoții ăștia trec pe la mine pe aici, pe la graniță? 3 decembrie vine moșul, ușor. Astea la gunoi. Inspector. S-a dat o spargere la Ministry of Admission. Și o fi, ăștia zic că ar fi fost compromis documentul nostru
Our document sealing plates. Nu știu ce înseamnă asta. Ceva de ștampilare. Nimic important n-a fost furat, dar băieții de sus sugerează că ar fi început să producă ștampile. Am înțeles, asta zice ceiling plates. Deci ăștia au furat ceva și acum pot produce ștampile false. Double check that required documents contain valid seals. Ok, să fie ștampila corectă. Correlate missing or wrong seals against the appropriate entries in the documents chapter. Ok, și ne zice să ne ducem aici la Țaca Paca și gen să mă duc, fiți atenți. Îmi zice, șefule, du-te aici și le arăți așa. No, no, no! Out! De fapt, ce out? Că vine Nelu să-ți dea pe cărca. Hai să vedem ăsta, are ștampila bună? Frezata aia zine. Ei, pers! Da, asta nu e bună din start, m-a testat jocul. Ia uite-l, tata. Ce facem frezata? A? Vii cu ștampila de-asta hăți din Antegria? Nelule! Vine un pic încoace că avem un client. Avem un client. Ce se întâmplă? Avem și noi un mic client aici, are o nelămurire cu niște documente falsificate. Ok? Mamă, Georgi Costava. Te pup, brodere. Hello, my guy. Salut, tipule. Astăzi este ziua. Uite, toate documentele bune. N-a fost ușor sau ieftin. Ha-ha. Ok, n-a fost nici ieftin, nici ușor. Hai să vedem. Hai să vedem. Deci, el e din Obristan. Nu mi-a zis totuși la tranzit câte zile face sau ce face, deci nu știu exact cum să-l întreb. Nu cred că am cum să-l întreb. Știi ce zic? Dar, mă rog, ok. Hai să verificăm aici. Deci dacă a fost scump, înseamnă că e falsificat bine, a? Da. 83, bine. Scal din Obristan. Este bine, bărbat 83. Bă, ești bine, George, sincer. Tu ești cel mai tare. Ars toți că e cel mai tare. Uite, ia asta. Amintire de la George Costava, bă. Deci nu pot să o pun nicăieri decât aici așa. Amintire că George Costava a trecut. Cum ar fi George să-i bubuie pe ăștia acum? Documento. Ok, 75. 1.75 înălțime. Raton îl cheamă pe ăsta. Aici nebun, a venit Raton. Cap de raton, 27 e născut, Alton District, hopa, ratonule, mai rupă picior, ești nebun, deci mai terminat pe picioretă, fii atent ce voia să ne fac, era Altan și ăsta vine cu Alton, Nelule, vine un cor, Nelule, avem un client nou, fă-i un masaj la spinare, cu pușca aia. Ce se întâmplă, ce este asta? Ieși afară. Ia, că a venit Nelu. Mai salut, Nelule. Cum e nevasta? Bună dimineața. Ai arestat 3 oameni? Ai trimis la detenție. Bonusul este bun. Plata e ok. Nu e mult, totuși. Poate poți să trimiți la carceră mai mult și facem mai bine. Da. Ok. Bine, acum aș putea probabil să... Nu știu dacă aș putea exact și să fiu corupt și să-i pedepsesc mai aspru, să le dau detain, știi? Chiar dacă n-ar trebui să se ducă și să fiu eu de ăsta corupt doar ca să iau bani. Da, mă rog. Mateveschi, am înțeles. Hai să vedem. Câteva săptămâni e în vizită. Aici e bine, aici e bine. Codul superb, numele superb. Ștampilescu e ce trebuie. Tsuncheido din Impor. Am înțeles, Bărbățescu, te-am pupat pe mustața aia de bărbat mascul și feroce. E bine? E bine, mă, uite-l pe creastă. Era fail din 2014. Te-ai tuns creasta, am? Păi tu ești doar în trecere, frățiorul meu, dar vezi entry permit-ul ăla că ne rupe șeful pe picior după aia. I was not able to get one. Vezi, eu aici n-am cum să-i dau lui detain. Am cum? Că o să-mi răspundă la fel, știi? Deci nu prea am ce să-i fac. Ok, tot de 3 ori? Unde e entry permit-ul? Do I need one? Entry permit-ul. Ok. Da, n-avem ce să-i facem și n-am cum să-i dau detain. The order knows. Ah, ăla era de la... Ăla era omul lui Ezic. Opa. Mi-a venit să familia. Mama aia, uite-o.
Mama e distrus. Tranzit câteva zile. Mamaia, bă. Hai să vedem codul. Xavia, ok. Dacă are mamaia ștampila falsă, ne aruncăm. Grade Rapid United Federation, asta deja o știu, bă, de rost. Grade Rapid, 84. Mă, ești bine, mamaia, sincer. Hai, lasă-ne, că avem treburi mai importante cu bombardierii. Stare crucea în frunte. Mamă, ce mi-a făcut, nu te cred, bă. Mamaia, bă, ce mi-a făcut. Ionuțe, ce ne faci, bă, ne bagi în pușcărie, nebunule care ești. Nebunule care ești, ne bagi în pușcărie. Pușcărie curată, bă, băiatule. Nu știu despre ce vorbești. Ne bagă în pușcărie ăsta, vă zic, băieți. Deci vă zic. Ăsta abia așteptă să-i dea afară la carceră. Că primește bani. Opa. Documentele, te rog. Ok, cum nu-l observ oamenii pe ăsta cu gluga? Gen, what? First agent, primul agent a fost respins. Al doilea va veni în 3 zile. Nu mai face aș greșeală. Mă, lasă-ne, că oricum te raportăm acum la șeful ăla de sus. Și te arestează. Ar fi trebuit să-i dau detain acum. Oh my god, actele, te rog. Sunt doar în trecere. Cât? 2 săptămâni. Ok. Doamna Erica aici de față. Ok, hai Han. Din import cel mai probabil e bine. 83. Da, suntem ok momentan, sincer. Suntem ok aici. Părul verde, am înțeles, am înțeles. În vizită la Preceni, 2 luni. Bă, lucrurile merg bine, o cheamă Pai, deci ce mai vrei mai mult de atât. 82, 12, 22 e bine. Mer, per, ous. Din Obristan. Ținte bine, mer, da, vezi că nu era mer, per, ous, merger, ous era. Deci un pic de țeacă astăzi, dar nu e nicio problemă. Uite, aș putea să caut aici, dar găsesc Cobristan, hâț. Nu e bun orașul. Nu știu la ce te referi. Băieții, haideți aici că avem o mică problemă, o mică dispută. Out. Gata. S-a încheiat programul pe seara aceasta. Cum suntem cu nevasta? Un om straniu a adus bani. Debifează ca să-i arzi. Ezic gift, el ne dă Ezic gift, dar noi am făcut o greșeală că l-am respins pe ăla. Probabil a vrut să ne mituiască ca să-l lăsăm. Bă, nu mă bag man, pentru că o să ne aresteze poliția dacă acceptăm banii. Și o să ne-i confiște. Știi, așa că, bă, suntem bine și fără banii aia, oricum, upgrade boost. Upgradăm buticul, mâncăm, avem căldură, suntem top. Istoria, Arstotzkai, in pictures, and words, mostly words. Nimic interesant, deci nimic prea, nimic prea, nu știu ce mi-a upgradat la butic. Să vedem mai exact. Prescă șeful! Bună dimineața, inspectore! Ești sănătos astăzi, da? Am câteva întrebări pentru tine. Da, să trăiți! Ăsta nu știu de unde a apărut. Credem că un grup suspicios încearcă să cauzeze niște probleme. Și avem câțiva membri la granița aceasta, vrem să vorbim cu tine. Ai văzut ceva asemănător cu asta? E un fel de simbol. Dacă ai vreo informație, ne oferi, da? Informația, ne spui, nu ascunzi, da? Da, să trăiți. Foarte bine, foarte bine. Te rog, dă-mi înapoi hârtia. Deci, Ministry of Information, Ministerul de Informații, Office of Investigation, East Grassin Division, Special Investigator. Ia vezi la Viorel aici că e investigator profesionist, M. Vornel. Vornele, ia foaia și ia, dă-i drumul de aici că avem treabă. Grupul acesta este foarte periculos. Dacă vezi chestii, să le raportezi. Dacă vezi lucruri suspicioase.
Adică, pe alte, ca să înțeleagă toată lumea, kinda sus, ok? Așa, păi eu trec prin țară, două zile, 82 e bine, 83 e bine, Haihan impor, deja încep să le învăț, știu că ăla e Haihan din impor, Lotka, te salut, Ștampilescu este bine, 83 e bine, hai, ăla a plecat pe jos. Bun, suntem ok. Mustaș s-a întors. Tranzitors toți cam câteva zile. Oh my god, entrance must have a passport, pardon. Pașaportul tată. Ce este ce la pașaport? Țac! Uite acas. Ok. Nu poți să ne dai țeacă aici așa. Hai sal, mamă, ochelari! Ia vezi-l pe ochelari! Ok, 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 see you there, 84 e bine. Suntem bine. Uite, nu știu ce mi-a upgradat la butica aia, nu înțeleg. Suntem bine, Orvec Von Ordinar Stotska. Așa, e bine. Și Vescilo. V-S-C-I-L-L-O. Suntem bine, indeed, 89 de chile. Suntem bine și cu înălțimea. Bă, tu pari ok, sincer. Tu vezi mulți oameni, da? Caut ingineri, fă-mi un favor. Dă cardul acesta inginerilor cu care te întâlnești. A, ca să-și găsesc de muncă în țară. Interesant. O să-l ajutăm pe săracom. S-ar putea să ne recompenseze, nu sunt sigur. S-ar putea să se întoarcă și să ne dea bani. Că i-am trimis ingineri, știi, care are numărul de telefon. Să rămân ușițele. 51 de chile, 1.65. Până acum n-a fost nimeni care a fost mai înalt sau ceva. No correlation, sorry. Sorry, sorry, sorry. Așa, asta nu e bun. Deci e document fals, deci vine Nelu. Eu nu înțeleg. Uite, trebuie să înțelegi acum cu Nelu. Când îți dă așa două pe spinare, o să încep să înțelegi. Ok? Așa se aplică în Arstotska. Dacă e vreo problemă, vin băieții un pic de masaj. Bum, 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 bum. Câteva cartofe și gata. Just visiting, ok, pentru cât timp? Suntem 30 de zile. Nu știu ce am vrut să fac acolo. Ce este asta pe perete? Recognize for sufficient? Impresionant! I even bother with the plaque. Bă! Ministry of Admission Recognition for sufficient. Suficient. Adică nu e bun asta că e suficient sau ce? O arunc la gunoi atunci. O ascundem aici să nu mai vadă nimeni. Asta este. Așa. Bun. Natasha sau cum o cheamă, mă? Natasha, bun. Bun. San Marmero din Antegria e bine. Femeie 84. Hai. Găsește o placă mai bună. Asta arată ieftin ca un rahat. Aaa, mi-a dat bully. Ok, o să găsesc altă placă. Asta e tata lui George, Costava. Sunt în trecere. Cât timp stai? 2 săptămâni. Enter buy. Numai asta e bine. 12-16. Cam la limită ce-i drept. Ronic îl cheamă. Ștampilescu e bine. Bărbat Glorian din Antegria. Nu cauza belele. E bine, e bine. Mamă, cap de evantai. Bun, ea este inginer. Am venit la muncă. 90 de zile. Bun, fii atent. Ține asta. Ce este asta? Da, ca să se angajeze. Floria de Cooper. Așa. Da, cred că le e cam inutil dacă o respingem. Deci cred că trebuie să le dau alora care au... 82-12 e bine, Ștampilescu e bine, ăsta este bine, da, Lordas din Obristan este bine, femeie 83, du-te, sună acolo la telefon și spune că te-am trimis eu. Ok, documento. Eu vin cu soțul meu. Da. Deci, să înțeleg, immigrate forever sau gen zionule, în fine. Ok, hai să verificăm numele.
odată. Codul odată. Asta este bine. 82, 12, 30, 84, True Glorian, Republia. E bine. Femeie e bine. 84 e bine. Te salut. Fost bine. Asta e soțul? Immigrating Forever. Da, bă, era cu soțul. Și parcă văd că soțul n-are documentele bune. Ștampilescu e bine. 82-12 e bine. Pentru colechia! Aaaa! Soția ta tocmai ce-a murit! A explodat! Bă! Soția ta țeacă! Ziua s-a încheiat datorită unui atac terorist. Un apartament de clasa 7 este valabil în chiria 30, căldura 10. Bă, de ce-mi dă stația banii? Nu vreau bani, ești nebun. Hai mă, să ne mutăm la clasa 7. Da, tată, să vin și noi la lux, mă înțelegi ce zic? Adică un apartament mai mare, zonă mai bună. Zionule, ne respectăm acum, știi ce zic? Cred că putem să menținem familia cu salariul ăsta. Nu sunt sigur, o să fie cam la limită, cred. Bine, dacă am acceptat banii lui, zic, suntem bine tot jocul, dar după aia ne confiscă și ne... Taca, paca, taca, taca... Da, e bine, e bine, 50 de bastărci. Un domn ciudat a adus bani din nou. Debifează ca să-i arzi. Tu dai seama să arzi 2000 de dolari. Care ăștia trăiesc de pozi pe alta cu 50 de dolari. Și să le dai 2000 de dolari, wow! Ok, interesant oricum. Băieții, noi o să ne oprim aici cu episodul. Dacă v-a plăcut joaca aceasta nebună și foarte nebună, apăsați butonul de like să mai facem episoade. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem la viitoare, po!